Emi, dacă mă vezi, sper să mă vezi, tata a plecat la oraș la cumpărături, la Tiabă, menul, și a rămas eu aici. Că fi de ocazie să vin și eu la cameră la lumina necesară, că am stat în întuneric, frate, înțelegi? Că am băgat fier în mine cu spanacul. Uite, vreau să vorbim de Mircea Eliade. Mircea Eliade a scris mult. Pe bună dreptate. Am aici niște chestii cool. Da, trebuie să fac un amendament la Mircea Eliade. Aici n-am mai tăi, am acasă tehnice de ale lui. Și despre cartea asta vreau să vorbim. Eliade Culianu, asta nu mai contează, să trece peste asta. Dicționar al religiilor. Păi zice aici, avem de la 1 la 33 religii. Africa. Religiile din Africa. Religiile din America Centrală, 2. America de Nord, 3. America de Sud, 4. Australia, 5. Apoi, 6. Budism, 7. Canaan. Religia din Canaan. Celți, religia celților, 8. 9. Confucianism, 10. Creștinism, 11. Daoism, 12. Religie dualiste, cum era Ahura Mazda și ea din Persia. Că lumea a fost făcută atât din bine cât și din rău. Egipt, religia din Egipt, 13. 14. Religia elenistică. Poate că un fel de sincretie și cu Mitra și cu Iepta și cu de tot, nu? Religia. 15. Germanii, religia vechilor germani. 16. Grecia, religia din Grecia. 17. Hinduism. 18. Hitiți, religiile hitiților. 19. Indo-europeni, adică noi. Religia indo-europenilor. 20. Trebuie să înțelegi că indienii sunt frații noștri, frate. În India, nu? Într-o zi va intra și India și China, Tibet, treabă în UE. Cândva. Bun. Islamul, 20. 21. Iudaismul. Este în ordine alfabet. 22. Jainismul, 23. Mesopotamia, religie din Mesopotamia. 24. Mistere, religie de mistere. Leusis, Delphi, era să zic Delphi. 25. Oceania, religie din Oceania. Tu știi ce e Oceania, nu? 26. Preistorie, religie din preistorie. 27. Romanii, religia romanilor. 28. Slavii și Balții. Auzi, bă, Balții, bă. Legile slavilor și Balților. 29. Șamanisme. Adică Nordul și tot Nordul până la Eschimoși inclusiv. 30. Shintoismul. 31. Tibet. Legile din Tibet. Părerea mea că legile din Tibet a apărut după ce au fost persecutați nestorieni în China. S-au zis, boșilor, hai ca să facem același men, nu mai zicem de Hristos și episcopul lui, zicem de Buddha și de fiul lui. Apoi 32, traci, religia tracilor. 33, Zoroastrism.
Adică Zaratustra, care a venit și a reformat Ahura Mazda. Auzi ce vreau să spune, drag. Asta e un compendiu pictorial. S-a fi câte ceva. El cam toată viața a scris câte ceva. Știi, ca Giovanni Papini, un om sfârșit, care zicea că pot vorbi 5 minute despre orice subiect, dar cam numai atât. Noi câte minute vorbim? Uite că a trecut de 5 minute. Bun. Apoi, o carte seminală a lui Mircea Eliade este aceasta. Nu știu dacă ai citit-o. Asta te recomand. Asta este bazat. Hai să vedem ce zice aici. O lucrare fundamentală în bibliografia lui Eliade, gândită și elaborată în 1956 cu o introducere generală la studiul fenomenologic și istoric al faptelor religioase. Religiozitatea este privită ca structura ultima conștiință, independentă de nuanțele și elementele politice sacre și profan, așa cum apar ele în decursul istoriei. Deci ea este o trăsătură umană de definitorie, chiar dacă societățile moderne par a fi areligioase. În gestele cele mai simple ale vieții cotidiene, omul religios de tip arhai nu este privit să fie omul logic al tradiției culturale europene. Pseudologic, pentru că logica este gândirea lui Doamnei Dumnezeu. Profanul, în ghilimele, nu este decât o nouă manifestare a acelea structuri constitutive a omului care înainte se manifestă prin expresii, se manifesta prin expresii sacre. Bun. Asta este o carte de eșeu. Eliade. Ăsta este bossul, vezi că a fumat și a fumat mințile, săracul. Cina romantică ideală. Uite, aici este o mandala strățată. Mandala. Nici cu roze. Nici ăia zemoși, cum se făcea odată pe seul de vită. Cineva a scris aici. Iar roze o să fie caii de la letea, sec, tata, fructat și rece. Curcubee, nule. Și fără telefon. De oriunde îi vine mâncarea, caii de la bule letea. După bule, uite ce scris tata. Uite ce și în cartea asta, ce avem? Teseuri. Mitul eternei reîntoarceri, eu zic eterna reîntoarcere la biserică, la Dumnezeu. Mitul, vise și mistere. Păi, traducere de Maria Ivănescu și Cezar Ivănescu. Apoi la editura științifică București 91. Uite, aici este o scrisoare, sau două de la Mircea Eliade. Oricum, se spune că Mircea Eliade, alături de Eminescu, este scriitorul care a intrat cel mai mult, român care a intrat cel mai mult în universalitate. Dar, are și el bube în cap, să știu. Hai să citim aici cuprinsul. Mitul eternei reîntoarceri, cuvânt înainte, capitolul 1. Arhetipul și repetare. Capitolul 2. Regenerarea timpului. Capitolul 3. Glimele, nefericire, istorie. Capitolul 4. Teroarea istoriei. Apoi, mitul, vise și mistere. Miturile lumii moderne, mitul bunului sălbatic sau vestigiul originii. Apoi, una isola muy hermosa, grijile canibalului, bunul sălbatic, iubirul și psihanalismul. Mai zice aici trebuie. Interesant, cartea asta fi bună de citit. N-ar fi așa ruptă. Dacă tot ce-ai dus vrei din urmă să ajung, lasă-mă să pun. Aceasta este istoria, un volum, istoria credințelor și teoriilor religioase. Asta e o carte foarte bună. Da. Cum să nu uităm că gitara are? Teoria formativității a cui a lui Tatarchieri, Salu Luca. Dom'le, Eliade s-a dus în India
ca ortodox. Și în urma unor meciuri care l-a avut acolo, s-a refugiat în Himalaya ca sadhu, sau ce era el. Cu poze. Și apoi când a văzut că acolo e fric și că nu o să face școală, s-a cărat. Și atunci a zis boșilor, că nu vreau să jignesc pe nimeni, am jignit destul, ori pica și le durea ei atâte. S-a dus în Occident, în Franța, să nu știu ce, s-a luat de piept, nu se știe de ce, cu Petru Dimitriu, că s-a mai căzut și Petru Dimitriu, că uite bă ce-mi face un român, că sunt politice, care ne-am avut și eu și-am greșit, de fapt că legionarul mic a ia de nou greșit. Nu. Și atunci, pentru că Petru Dimitriu totuși a fost înțeles, Petru Dimitriu este un mare autor, e ca și cum am vrea noi să scoatem pe Ion Barbu din literatură, că a dedicat o poezie lui Hitler. Înțelegeți? E absurd. Bun. Și atunci, la ce idee a ajuns să-l ia? Toate cărțile lui, că excepte Sacru și Profanul, sau poate ideea tare, sau mitul, sau ce, toate religiile sunt egale, nu-i creștinismul sau iudaismul sau islamul mai deosebit, pentru că fiecare religie, în fond, te ajută și te învață să mori liniștit. Înțelegi? Deci, când te duci la papa de la Roma, cum a fost Teresa de Lisieux, să o bagi în mănăstire la cât, la 14-15 ani, sau când te duci la șaman să zic că e ia. Nu contează. Că e Hristos, că e din ăla, nu are diferență la Micelia. Deci asta este marea lui scădere. Pentru că noi știm din Biblie că creștinismul, sau dacă nu creștinismul, Hristosul, Hristos va învinge tot. El e copacul care va crește și va acoperi tot. El e copacul de muștar, mă, de vin și păsările și îngerii și sfinții duhurilor lui Dumnezeu. Cei 7-8 ai lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Cele 7 sfeștice, menore, cei 7 îngeri, și Apocalipsul, și Ion, și Matei, și toată trupa de la Maleachi până la Avraham și mai înainte. Deci, vezi, Mircea Eliade, eu nu-l judec, dar zic ce s-a întâmplat. El a zis, domne, mai târziu a zis, hai să ne pocăim, să ne căsătorim, să fugim. Și atunci i-a întors spatele lui Iisus Hristos. Și asta se plătește, tati. El a fost un om capabil, dar din păcate tutunul, mahoarca, i-a venit iahacu.